Luna august vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor fi foarte fericiți în perioada următoare. Asta pentru că vor avea parte de noroc pe toate planurile. Ei vor scăpa de ghinionul care nu le-a dat pace în ultima vreme și se vor bucura de tot ce au visat vreodată. Persoanele născute sub semnul Zodiei Leu vor avea parte de noroc în dragoste în luna august. Acești nativi vor avea mari șanse să-și întâlnească sufletul pereche curând, omul care îi va ajuta să simtă ce înseamnă dragoste adevărată. Ei vor putea ajunge chiar și în fața altarului dacă se vor lăsa duși de val. Nativii Zodiei Leu știu să iubească, dar nu au avut noroc pe plan sentimental în ultima vreme. Veștile sunt bune și când vine vorba de planul financiar. Persoanele născute sub semnul Zodiei Leu vor da lovitura. Acești nativi ar putea să câștige bani foarte ușor, ba chiar mai mult e posibil să-și deschidă o afacere care le va aduce mare profit. Nativii zorii leu vor avea parte de experiențe de vis, își vor face mulți prieteni și se vor bucura de clipe speciale, momente care îi va ajuta să evolueze și să ajungă la cea mai bună versiune a lor. Oamenii născuți sub semnul acestei zodii vor fi protejați de Dumnezeu la orice pas. Ei nu trebuie să-și facă griji pentru nimic. Asta pentru că totul se va întâmpla în favoarea lor în luna august. Acești nativi vor scăpa de gândurile negative care nu le-au dat pace luni bune. Vor învăța să fie optimiști și să vadă din nou frumusețea vieții. Nativii Zodii Leu au avut multe de învățat din experiențele grele prin care au fost nevoiți să treacă, dar iată că suferința a ajuns la final. Datorită clipelor complicate, aceștia au devenit oameni puternici și descurcăreți, așa că nimic nu le poate sta în cale dacă își doresc ceva cu adevărat de la viață. Relatează spainews.ro